Incidentul a avut loc chiar în casa în care locuiesc cei doi micuți. Mama acestora era plecată la serviciu, iar tatăl este internat la secția TBC a spitalului din Moroeni, așa că micuții au fost lăsați în grija bunicii. Aceasta spune că pentru o clipă i-a lăsat pe micuți nesupravegheați, iar în această perioadă de timp copiii au înghițit detergent dintr-o pungă găsită în casă. Vecinii femeii spun că cei mici erau bine îngrijiți de bunica lor, chiar dacă provin dintr-o familie cu venituri modeste. M-am să lideam să le fac baie, i-am încuiat în camera aia și a tras de ușa, a desfăcut-o și eu până să zic cu Lideanul din grădină, ei a luat punga de dero și s-a scăldat cu ea. Mai mult într-atât, am auzit spândă, ăla a luat-o la uite, aia l-am trecut, poate fi mâncat și asta s-a întâmplat. I-am luat și am țipat și a venit lumea, le-am dat niște lapte pe gât. Eu i-am crescut de când era de 3 luni. Are fata 2 ani și 3 luni și băiatul 1 an și 3 luni. Femeia asta a văzut de copii tot timpul bine, atât vreau să spui. Îi îngrijea foarte bine femeia. Se ducea și ea de la muncă, că n-are niciun venit. Ăla e bolnav de plămân, ăla e bolnav de plămân. Femeia asta a văzut destul de bine, curat copii. Atâta vreau să spui. Vede mama asta de ei. Păi da, se duce și ea cu ziua, n-are cu ce să trăiască, bărbatul ei la spital, mă lau de plămân. Deja erau plecați la spital. A venit sora și mi-a zis că nepoțica a luat dero. Dar și mai multe nu știu ce să vă zic, pentru că tocmai venisem de la servici. Nu știu. Deci chiar nu știu absolut nimic. Când și-a dat seama de nenorocire, femeia a alertat câțiva vecini și pe medicul de familie, care a decis să-i transporte pe micuți la spitalul orășenesc din Găiești. Pentru că starea celor doi frați era deosebit de gravă, medicii de aici au decis să-i trimită la spitalul Grigore Alexandrescu din capitală. Între timp, polițiștii au început o anchetă penală sub acuzația de rele tratamente aplicate minorului. În cauză s-a întocmit un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rele tratamente aplicate minorilor față de părinții celor doi copii. La finalul acestor cercetări urmează a fi propusă soluție prin parchet. Având în vedere faptul că acești copii au fost lăsați fără supraveghere, se pune problema dacă părinții au acționat sau nu cu vinovăție. Fetița în vârstă de 2 ani este în stare de comă profundă, spun medicii, și are arsuri pe gât, iar băiețelul de 1 an și o lună este în comă superficială, ambii fiind acum sub supravegherea doctorilor Spitalului de Copii Grigore Alexandrescu din București.